Frați și surori, cum să cercetați fulgerul de la răsărit? Da. Ei sunt martori. Domnul Isus s-a întors ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă pentru oameni. Ei spun că deja au fost răpiți. Credeți că e posibil? Nu este. A? Pastorii și bătrânii zic că Domnul Isus a spus pe cruce s-a terminat. Adică lucrarea de mântuire a omenirii era încheiată. Așa e. Păcatele ne-au fost iertate prin credința în Domnul și am primit mântuirea prin har. Așa e. Când vine Domnul, ne duce în împărăția cerurilor. Nu poate să facă altă lucrare de mântuire. Fulgerul de la răsărit iese din cadrul Bibliei. Se consideră erezie în cercurile religioase. Voi de ce vreți să cercetați asta? Ha? Frate Miau, -mi Ia loc ca să putem Uftim, discuta. Ia loc și ascultă. Da, să ascultăm. Fratele meu are dreptate. Domnul Isus a luat asupra i păcatele noastre. Nu ne mai consideră păcătoși. Prin credință am fost deja mântuiți. Iar mântuirea este pentru totdeauna. Amin. Cât vom susține mântuirea crucii Domnului Isus, El ne va duce în împărăția cerurilor. Asta ne-a promis. Așa e. Atunci când se întoarce, nu va face nicio lucrare de judecată și de purificare. Nu avem cum să greșim dacă urmăm și susținem Biblia. Amin. Frate miau. frate Ju, luați loc. Da. Putem luați să împărtășim luați cu toții despre luați orice este luați neclar. Cu cât da. vorbim luați mai mult, cu atât adevărul e mai clar. Luați, luați loc, da. să ne așezăm și luați să discutăm. Colegule miau. colegule Ju... Pastorii și bătrânii spun că Domnul Isus pe cruce a zis s-a terminat și deci lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii s-a încheiat. De deci ce a spus Domnul și următoarele? Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. Iar dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Amin. Amin. Și în 1 Petru se spune că este timpul să înceapă judecata chiar de la casa lui Dumnezeu. Putem să vedem din aceste prorociri biblice că Domnul va veni și îi va călăuzi pe oameni prin toate adevărurile după cuvintele pastorilor și ale bătrânilor, cum să se împlinească prorocirile? Ar putea prorocirile Domnului să nu se realizeze? Nu ar putea. Colegule miau, colegule Ju, puteți să explicați clar acest lucru? Cuvintele Domnului spun că El va veni din nou în zilele de pe urmă pentru a judeca omenirea. Da, am fost îndrumați greșit de pastori și de bătrâni. Am așteptat întoarcerea Domnului dar nu i-am ascultat cuvintele. Da, nici pastorul, nici bătrânii nu înțeleg Biblia. Au cuvinte nesigure. Chiar nu putem avea încredere în Hei, ei. cum puteți fi atât de confuzi? Ei tot explică scriptura. Dacă ei nu o înțeleg, atunci cine? Să urmăm ce spun ei și să ne ținem de Biblie, orice ar fi. Este corect ca noi să susținem Biblia, dar în așteptarea Domnului să fim siguri că ascultăm glasul lui. Căci atunci când Dumnezeu face o nouă etapă a lucrării, exprimă cuvinte noi. Asta nu se află în Biblie. Da. Frați și surori, cum va veni Domnul? Ce lucrare va face? Și cum o va face? Sunt lucruri pe care nu le putem prevedea. Exact. Exact. Așadar, să ne concentrăm pe glasul Domnului și la cuvintele Duhului Sfânt, ca să-L putem întâmpina. Da, da. Da, da, da. Să citim din cuvintele Lui Dumnezeu atotputernic și vom ști ce înseamnă judecata și purificarea omenirii. Minunat. Minunat! Dumnezeu tot puternic spune: La acea vreme, lucrarea lui Isus era răscumpărarea întregii omeniri. Păcatele tuturor care credeau în El erau iertate. Dacă credeai în El, El te răscumpăra. Dacă credeai în El, nu mai erai un păcătos, Era iertat de păcatele tale. Aceasta este ceea ce înseamnă să fii mântuit și să fii îndreptat prin credință. Totuși, în cei ce credeau rămânea acel ceva care era răzvrătit și se opunea lui Dumnezeu și acela încă trebuia să fie îndepărtat încet. Mântuirea nu însemna că omul fusese complet câștigat de Isus, ci că omul nu mai era al păcatului, că îi se iertaseră păcatele. De credeai, nu aveai să mai aparți vreodată păcatului. Pentru om, răstignirea lui Dumnezeu a încheiat lucrarea întrupării lui Dumnezeu. A răscumpărat întreaga omenire și i-a permis lui să apuce cheia infernului. Toată lumea crede că lucrarea lui Dumnezeu a fost pe deplin realizată. În realitate, pentru Dumnezeu, doar o mică parte a lucrării sale a fost realizată. El doar a răscumpărat omenirea. El nu a cucerit omenirea cu atât mai puțin a schimbat urăciunea lui satana în om. De aceea Dumnezeu spune, deși trupul meu întrupat a trecut prin durerea morții, acela nu a fost întregul scop al întrupării mele. Isus este fiul meu prea iubit și a fost pironit pe cruce pentru mine, dar el nu a încheiat pe deplin lucrarea mea. El a făcut doar o parte din ea. Un păcătos ca tine, care tocmai a fost răscumpărat și nu a fost schimbat sau desăvârșit de Dumnezeu, poți fi tu, după inima lui Dumnezeu? Căci tu, care încă ești cu sinele tău vechi, este adevărat că ai fost mântuit de Isus și că nu ești socotit ca păcătos datorită mântuirii lui Dumnezeu. Dar aceasta nu dovedește că nu ești păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Înăuntrul tău ești împovărat de necurățenie, egoism și răutate. Dar totuși vrei să cobori cu Isus. Ai vrea tu să fii așa de norocos. Ai pierdut un pas în credința ta în Dumnezeu. Ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să fii după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă personal lucrarea de a te schimba și curăța. Dacă ești doar răscumpărat, vei fi incapabil să atingi sfințenia. În acest fel nu vei fi calificat să împărtășești cuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, care este pasul cheie al schimbării și al perfecționării. Și astfel tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, ești incapabil să primești direct moștenirea lui Dumnezeu. Amin. Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și de mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin substanța întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat, prin judecata și mustrarea, prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture pervertirea și să fie făcut pur. Amin. Decât să considerăm că această perioadă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Sorocen, da. vreau să citesc Grozav. eu. Grozav. Esența lucrării de mustrare și judecata a lui Dumnezeu este de a curăța omenirea, iar acest lucru este pentru ziua odihnei finale. Altfel... Întreaga omenire nu va putea să-și urmeze propria specie și să intre în odihnă. Această lucrare este singura cale ca omenirea să intre în odihnă. Doar lucrarea de curățare a lui Dumnezeu va curăța omenirea de păcate, și doar lucrarea lui de mustrare și judecată va aduce la lumină lucrurile nesupuse din mijlocul omenirii. Separându-i astfel pe cei care pot fi salvați, de cei care nu pot fi salvați și pe cei care vor rămâne, de cei care nu vor rămâne. Când lucrarea sa se va termina, acei oameni care vor rămâne vor fi curățați și se vor bucura de o a doua viață umană mai minunată pe pământ, căci ei vor intra într-un tărâm mai înalt al umanității. Cu alte cuvinte, ei vor intra în ziua de odihnă a umanității și vor trăi împreună cu Dumnezeu. După ce aceia care nu pot rămâne vor suferi mustrarea și judecata, formele lor originale vor fi dezvăluite complet. După aceasta ei toți vor fi distruși și ca și satanei nu li se va mai permite să supraviețuiască pe pământ. Umanitatea viitorului nu va mai include acest tip de oameni. Acești oameni nu sunt potriviți să intre în pământul odihnei finale, nici nu sunt potriviți să intre în ziua odihnei pe care Dumnezeu și omul o vor împărți, căci ei sunt ținte ale pedepsei și sunt cei răi și nu sunt oameni drepți. Lucrarea sa desăvârșită de pedepsirea răului și răsplătirea binelui este făcută în întregime pentru a purifica pe deplin Întreaga omenire pentru ca El să poată aduce o întreagă omenire sfântă la odihna veșnică. Această etapă a lucrării sale este cea mai importantă lucrarea sa. Este etapa finală a întregii sale lucrări de gestionare. Amin! Slava Lui Dumnezeu! Cuvintele Lui Dumnezeu sunt minunate! Cuvintele Lui Dumnezeu atotputernic clarifică de ce face Dumnezeu lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Colegule miau, colegule Ju, mai afirmați că Domnul Isus a spus pe cruce s-a terminat și că se referea la lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii? Pastorii și bătrânii au un temei biblic când spun asta? Asta a spus Domnul Isus? Duhul Sfânt a mărturisit acest lucru? Nu. 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 Așa e. Dacă ceea ce spun pastorii și bătrânii sunt doar noțiuni, Așa e. Nu cumva ei se bazează pe noțiunile și închipuirile da. lor? Răstignirea Domnului Isus în epoca Harului a fost doar lucrarea de răscumpărare, astfel încât să scăpăm de condamnarea și de osânda legii. Noi credem în Domnul. Ne mărturisim păcatele și ne căim pentru a fi iertați. Ne bucurăm de pacea, de Harul și de binecuvântările oferite de El. Slavă Domnului! Este adevărata credință în Domnul și a mântuirii prin Har. Amin. Amin. Prin credință am fost mântuiți și iertați de păcate. Dar nu negăm că natura păcătoasă și firile satanice sunt tot acolo. Încă suntem legați de păcat, adesea mințim și înșelăm, încă suntem aroganți, egoiști și lacom gândindu-ne mereu la noi înșine. Chiar de ne sacrificăm și lucrăm pentru Domnul, o facem ca să intrăm în împărăția cerurilor. Îl acuzăm pe Domnul în clipa în care ne lovim de probleme, ba chiar îl negăm și îl trădăm. Da, da. Biblia spune: Sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Voi ce spuneți? Dacă ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, suntem vrednici să intrăm în împărăția cerurilor? Nu. No, nu, no, nu. No. Prin credința noastră, păcatele ne-au fost iertate. Asta înseamnă că am scăpat de păcat și am devenit sfinți? Că am dobândit mântuirea și am fost câștigați de Dumnezeu? Nu. Nu. Ne plângem și ne răzvrătim împotriva lui. Cum să fi dobândit mântuirea? Așa, Așa este. este. Slavă lui Dumnezeu! Acum, toți trebuie să înțeleagă că. lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a fost o parte a lucrării lui Dumnezeu. De mântuirea omenirii. Pentru că Dumnezeu nu câștigase încă omenirea. Da. Așadar, în baza lucrării de răscumpărare a Domnului Isus, Dumnezeu Atotputernic a exprimat adevăruri ca să facă lucrarea de judecată și de purificare a omenirii pentru a scăpa de constrângerile păcatului. El va duce oamenii în împărăția lui Dumnezeu. Amin! Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic e critică și fundamentală și poate purifica și mântui omenirea. Așa Amin. Amin. Slavă, lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se va încheia doar când se va termina lucrarea lui Dumnezeu a tot puternic din zilele de pe urmă. Amin. Amin. Slavă, Slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu. Lucrarea din zilele de pe urmă lui Dumnezeu a tot puternic împinește prorocirea Domnului Isus. Cel ce seamănă sămânță bună este fiul omului, ogorul este lumea, sămânța bună îi reprezintă pe fiii împărăției, iar negina îi reprezintă pe fiii celui rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii. Deci, așa cum este strânsă negina și arsă în foc, tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului își va trimite îngerii care vor strânge din împărăția lui toate pricinele de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi să audă! Amin! Lucrarea Lui de judecată îi împarte pe oameni după propria lor seminție. Cei ce refuză să dea atenție glasului Lui Dumnezeu, cei care îl condamnă, sunt eliminați. Și în cele din urmă sigur vor fi pedepsiți. Cei ce dau atenție glasului lui Dumnezeu, după ce trec prin judecata și purificarea lui din zilele de pe urmă, ajung în împărăția cerurilor. Amin. Acest lucru împlinește prorocirea din Apocalipsa 21. Cel ce ședea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. S-a terminat. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui, Celui ce este sete îi voi da să prea fără plată din izvorul apei vieții. Amin. Slavă Lui, Slavă -Lui Dumnezeu. Dumnezeu! Acum am băut nestingherii din Suntem atât de binecuvântați! Care era contextul în care Domnul a spus s-a terminat? Care era contextul? Spune-ne! 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 Spune spune pe atunci, Dumnezeu a înnoit totul, iar omenirea a dobândit sfințenie. Au apărut un nou cer și pământ. Un nou Ierusalim a coborât din ceruri, iar cortul Lui Dumnezeu este cu oameni. Dumnezeu trăiește printre ei, iar ei sunt în împărăția Lui. Nu mai există lacrimi, nici moarte, nici durere. Doar ăsta este semnul încheierii lucrării Lui Dumnezeu de a omenirii. Amin! Slavă Lui Dumnezeu! Slavă Lui Dumnezeu! Da. Frați și surori, a devenit omenirea sfântă acum? s-a realizat împărăția lui Dumnezeu? Au fost oare eradicați demonii satanici? Nu. nu. Și dacă nu, cum să spunem că lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu s-a încheiat? Da, pastorul și bătrânii nu vorbesc ca orbi despre cuvintele Domnului? Da, ei doar da. amăgesc cu oamenii. Cu toți am fost induși în eroare. Da. Au spus că acele cuvinte ale Domnului Isus s-a terminat. Înseamnă că lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu s-a încheiat. Este asta în conformitate cu lucrarea lui Dumnezeu? Deloc. Deloc. Nu este. Nu cumva ei interpretează greșit cuvintele Domnului ca să-i inducă în eroare și să-i amăgească pe alții? Cum? Cum vorbiți așa despre ei? Pastorul și bătrânul Ju. Domnul Isus a prorocit că în zilele de pe urmă va veni să separe slujitorii buni de cei răi. Oile de capre, bobul de neghină, fecioarele înțelepte de cele nesăbuite. Apocalipsa a prorocit și că Dumnezeu va face un grup de biruitori în zilele de pe urmă, când împărăția lui va veni pe pământ. Toate acestea Domnul le va realiza când se întoarce. Iar acum, în arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, el a dezvăluit oile și caprele, slujitorii buni și cei răi, bobul și negina, fecioarele înțelepte și pe cele nesăbuite. În plus, el a făcut și un grup de biruitori. Cu experiențe și mărturii răsunătoare. Când l-au urmat pe Hristos, ei au fost urmăriți și persecutați brutal de către guvernul chinez. Alte grupuri religioase cheamă serviciile de urgență când propovăduiesc Evanghelia. Au ajuns la închisoare și au suferit chinuri și torturi. După eliberare, ei tot mai sunt martorii Evangheliei Împărăției. Oricine poate vedea asta. Amin. Amin. Împotrivirea față de Dumnezeu a lumii religioase a ieșit și ea la iveală. Aceasta a devenit subiect al urii și osândei lui Dumnezeu. A devenit pustită. Nu vedeți aceste lucruri? Da, nu vedeți. Pastorii și bătrânii au hotărât că vorbele Domnului Isus s-a terminat, se referă la lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. E ridicol. Asta neagă faptele lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și amăgește oamenii. Corect, acum înțeleg. Cuvintele Domnului Isus și anume, s-a terminat, se referă la lucrarea lui de răscumpărare, nu la faptul că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire s-a încheiat. Da. 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 Pastorii și bătrânii chiar interpretează greșit Biblia. Așa, Așa e. e. Chiar că ne-au făcut-o. Așa e.